Primele 10 luni ale anului în curs au adus rezultate bune pentru Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu. Potrivit bilanțului activităților desfășurate de polițiști în intervalul iunie-octombrie, infracțiunile au scăzut cu 11% față de anul trecut. La polul opus se situează infracțiunile economico-financiare, în creștere cu 15,9%. Din analiza datelor statistice existente, rezultă că infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 24,71%, infracțiunile grave comise cu violență cu 21,8%, infracțiunile contra patrimoniului au scăzut cu 31,23%. În scădere sunt și furturile din locuințe, dar și cele de animale. Tot în scădere este și mica criminalitate, adică furturile din buzunare, poșete sau genți. Din punct de vedere al riscului rutier, aspecte pozitive sunt la toate capitolele. Accidentele grave au scăzut cu peste 11%, iar numărul victimelor s-a redus cu 21,38%. De asemenea, deși s-a redus numărul situațiilor în care a fost solicitată intervenția polițiștilor, poliția este cea care în continuare rămâne cea mai apelată structură din cadrul Ministerului de Interne prin numărul unic 112. La fel ca și în ceilalți ani, activitatea poliției se axează pe creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, combaterea criminalității și reducerea timpului de răspuns la solicitarea cetățenilor sau la producerea unor evenimente.